În vechea catedrală arhiepiscopală din municipiul Curtea de Argeș a fost săvârșită de ziua Unirii o slujbă de tedeum prin care au fost înalțate rugăciuni de mulțumire lui Dumnezeu. Cu această ocazie, preoții slujitori au vorbit credincioșilor prezenți despre importanța Unirii Principatelor Române la 24 ianuarie 1859, un act istoric care a fost posibil datorită eforturilor comune depuse de politicienii vremii, patrioți desăvârșiți, mulți dintre ei născuți pe plaiurile Argeșului. La final a fost săvârșită și o slujbă de pomenire pentru toți cei care au contribuit la înfăptuirea acestui măreț ideal, fiind amintiți și cei care fac parte din generația Pașoptistă.